Vanderlip, Rockefeller, Baruch and Morgan. Vedem aici oameni de renume, Vanderbilt, Rockefeller, Baruch, Morgan. We see that the chairman is the Rothschilds from Germany. Vedem că cel care conduce este Rothschild, un bancher din Germania. The Milner family. Familia Milner. There's one family that's not there, the Vanity family. Și o familie care nu e amintită acolo, Vanity. They control the Council of Foreign Relations. Ei controlează acest Consiliu al Afacerilor Externe. Even the Executive Department of the United States Government. Și ei controlează și partea executivă a guvernului american. Reports to the Council of Foreign Relations. Și ei, guvernul american, le raportează lor. We see the news media is part of the Council of Foreign Relations. De asemenea, vedem că ziarele, televiziunea, radioul care formează media de masă aparțin tot sub controlul lor. This is a organizational chart of the IMF World Bank. Aici vedem structura de organizare a băncii mondiale. The Rothschild Organization. Fondul monetar internațional. The Federal Reserve System. Vedem fondul de rezerve federale, care e Banca Națională a Americii. The Federal Reserve is not federal, nor does it have any reserves. It is a private corporation. Se numește Banca Federală sau Rezervele Federale, dar nu e nici federală și nu are nici rezerve, ci este o organizație privată separată. Alan Greenspan, who is the chairman of the Federal Reserve, receives his money from the Bank of England. Alan Greenspan, care este șeful consiliului acestei bănci, primește salariul din Anglia. From the Rothschild account. De la Rothschild, ăștia, bancherii Rothschild. The Rothschilds entered into the United States banking system heavily by buying the Bank of America. Ei, acești Rothschild care sunt bancheri, au intrat în America cumpărând Banca Americii, Bank of America. Bank of America was in financial trouble. Această bancă foarte mare era în probleme financiare. And the Rothschilds took over. Și familia Rothschild a cumpărat-o. They began to buy up small banks that had farm loans. Și au început să cumpere bănci mici care dădeau împrumuturi la fermieri. And then they foreclosed on those farmers. Și apoi le-a închis, i-a dat faliment, i-a forțat să dea faliment pe acei oameni. So much of the land that was farmland in this country now belongs to the corporate farms that are controlled from Europe. Și acum multe din pământ, foarte mult din pământul Americii care era al fermierilor sunt controlați de aceste bănci care de fapt sunt controlate din Europa. This is the Rockefeller organization. Aici vreau să vă prezint organizația lui Rockefeller. What I want to show you is that here through educational institutions. Ei au organizații de educație. Through seminaries. Au seminarii speciale. They greatly influenced the United States for secular humanism. Au influențat Statele Unite ca să meargă în direcția umanismului secular. The Rockefeller Empire is very small compared to the Rothschilds. Imperiul lui Rockefeller e mic în comparație cu bogăția și imperiul lui Rothschild. I want to show you something that many of you may have seen. Vreau să vă arăt ceva care poate că mulți ați văzut. This is the building in Brussels. E clădirea din Bruxelles. Where the world financial system is located today. Unde este centrul de control al sistemului financiar mondial. In front of the building are 10 flagpoles. În fața clădirii acesteia sunt 6 portdrapele, 6 stâlpi pe care urmează să fie puși drapeluri. These 10 flagpoles have no flags right acești now. Acești stâlpi de steag nu au niciunul steag pe el. In the side entrance you can enter in 2 floors down into the computer center. Dacă mergi pe partea laterală, intri înăuntru și mergi jos în sala computerelor.
In some of the meetings that I was in, we spent time discussing and looking at what was to be done in those computer centers. Și eu am participat acolo în anumite ședințe care s-au făcut să discutăm cum să lucrăm cu aceste computere. All the financial system of the world is tied into those computers today. Tot sistemul bancar financiar al lumii întregi este conectat și controlat din acest centru. And so we have the beast system there. Așa că avem deja fiara de care vorbește Biblia, sistemul deja e format. You notice I didn't say the beast, I said the beast system. N-am spus fiara, am spus sistemul fiarei. The Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal Systems, BIS. Dacă iei inițialele de la contabilitatea supraveghetoare, cum a zis în limba engleză, spune că iese cuvântul acesta de fiară. Did we get it? Okay. Somehow. Somehow. Praise God. I flew in over this, not yet. I flew in over this building. Am zburat cu avionul peste această clădire mare. And I saw it in a different way. Și am văzut-o într-o altă lumină, într-un alt aspect al ei. The runic cross, the broken cross, the cross signifying death. E o cruce ruptă, dacă vreți, o cruce care s-a frânt, care înseamnă moarte. They call it the hippies called it the peace symbol. Cei care au fost hippie au zis că este simbolul păcii. We see it sometimes on children's clothes. Și o vedem uneori pusă pe hainele copiilor. But it is the broken cross. Dar ce reprezintă de fapt este crucea care a fost ruptă. This building was built in that shape. Și această clădire a fost clădită cu această formă. In the second floor lobby is a sign. It says death to the old world order. Life to the new world order. La etajul 2 există o lozincă care spune moarte vechii ordin și să trăiască noua ordine mondială. This is an interesting statement I want to show you. Vreau să vă arăt o declarație foarte interesantă. I've been in several meetings with Henry Kissinger. I understand less about him than if I'd never been in a meeting. He is a very mysterious man. Am fost în câteva întruniri în care a participat și Henry Kissinger și cu cât îl cunosc, am încercat să, chiar dacă am cunoscut, să fiu cu el, cu atât mai mult nu cunosc nimic despre el, că e un personaj foarte misterios. But he is a mover in the world scene. Dar el mișcă lumea întreagă, e unul care mișcă lumile. He reports to the Rothschild organization. El raportează acestei organizații a lui Rothschild. He sits at the second seat in the round table meetings. Acolo ia o masă rotundă și el are locul 2 la această masă. He is very much for a one world order. Și el e foarte mult pentru acest unic guvern mondial. He is a Bilderberger from the Bilderberger organization. E din organizația Bilderberger. The same organization that our president is from. Aceeași organizație în care aparține și președintele nostru. He made a statement. El a declarat. After the LA riots. După ce s-a făcut revoltele din orașul Los Angeles. This was at a Bilderberger meeting. La o întrunire a acestei organizații. He said today Americans would be outraged if UN troops entered Los Angeles to restore order. Astăzi americanii ar fi foarte revoltați dacă trupele Națiunilor Unite ar intra în oraș ca să facă ordine. Tomorrow they will be grateful. Dar mâine vor fi mulțumitori, vor fi recunoscători. This is especially true. Și asta e cu atât mai mult adevărat. If they were told there was an outside threat from beyond. Dacă li s-ar spune că există o amenințare din afară, whether real or promulgated, chiar dacă e adevărată sau numai așa e spusă, that threatened our very existence, care să aducă o
threaten our lives.